Peste 60 de gherete au fost înghițite de foc în timpul incendiului produs ieri după amiază la piața de mărfuri din orașul Răzina. Potrivit datelor preliminare, flăcările ar fi izbucnit în urma unui scurt circuit, însă sunt luate în calcul și alte ipoteze. Datorită intervenției pompierilor, au fost salvate 60% din construcțiile amplasate în apropiere. Din fericire, în urma incendiului nu au fost înregistrate victime. Pentru a stinge focul, 39 de pompieri au intervenit cu 8 autospeciale, inclusiv una care aparține uzinei de ciment din orașul Răzina. Apelul la 112 a fost înregistrat puțin după ora 16:00, iar salvatorii au luptat cu flăcările peste 3 ore și jumătate. Pompierii din localitate au solicitat întăriri din partea colegilor din Orhei și Șoldănești pentru a face față incendiului devastator. În timpul intervenției a fost evacuată o butelie de oxigen și o butelie de gaz. Incendiul a fost unul de proporție și am avut deci o intervenție destul de grea. Este legat cu mai mulți factori care urmează a fi analizați. Căile de acces erau foarte îngreunate, deci pentru alte speciale de intervenție la incendiu. O bună parte din hidrați erau amplasați în extra teritoriului pieței. Suprafața afectată este de aproximativ 1300 de metri pătrați din acoperișurile construcțiilor, iar 60% din clădirile aflate în apropiere au fost salvate de flăcări. Nu eram pe loc la aflarea incendiului, vecinii au spart lacătele, au scos marfa, deci călăm acolo și aparat de casă, registrele de la Inspectoratul Fiscal. Primarul orașului spune că urmează să fie evaluate pagubele pe care le-au suferit agenții economici. Voi veni cu un apel către autoritățile centrale a Republicii Moldova și către Consiliul Orășenesc Răzina ca să identificăm surse financiare și să intervenim, să asistăm, să dăm dovadă că suntem solidari și să asistăm cumva toți cei care au suferit urmarea incendiului produs ca să-și poată reavansa activitatea. Specialiștii iau în calcul 4 circumstanțe care ar fi provocat incendiu. Una dintre versiuni este un scurt circuit, întrucât focul a pornit dintr-o hală conectată la energia electrică. De asemenea, se examinează și ipoteza defecțiunii echipamentului electric din piață. Totodată, pompierii urmează să stabilească dacă nu cumva flăcările au apărut din cauza imprudenței în timpul fumatului sau a fost adus din exterior. Exact acum un an, acoperișul Inspectoratului de Poliție Răzina a fost cuprins de foc. Flăcările au afectat 800 de metri pătrați din acoperișul instituției și parțial un birou. De producerea incendiului a fost găsit vinovat un bărbat care a fost condamnat la 11 ani de închisoare. Acoperișul instituției a fost reparat ulterior din banii oferiți de guvern.